Cred că și dumneavoastră ați simțit împreună cu mine și împreună cu fratele Mihai că după studiul nostru pe tema rugăciunii ar fi momentul să trasăm niște aplicații practice. Ceea ce nu înseamnă că lăsăm Biblia deoparte și să zicem, domnule, a fost atâta teorie despre rugăciune, acum hai să închidem Biblia și să facem niște aplicații care nu se găsesc în Biblie. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă dau niște sfaturi practice pentru rugăciunea personală. Bineînțeles, ele sunt valabile, principiile acestea, și pentru rugăciunea în grupuri restrânse în biserică, dar în primul rând pentru rugăciunea personală. Și vom privi, vom avea o imagine panoramică, așa un survol, asupra mai multor texte din Sfânta Scriptură, de care ne vom aminti întreagăt pe subiectul acesta al rugăciunii. Și fiindcă este vorba despre sfaturi practice, nu mai fac niciun fel de introducere, ci vă dau primul sfat practic, foarte, l-am găsit foarte, extrem de practic, a fost o descoperire șocantă pentru mine sfatul ăsta practic, în privința rugăciunii personale, și cred că sfatul ăsta practic vine în întâmpinarea acestei lipse pe care am auzit-o mărturisită de unii dintre dumneavoastră, că ne simțim slabi în rugăciune, că ne rugăm puțin și așa mai departe. Și primul sfat practic este să te rogi. Da? Asta e primul sfat practic. Roagă-te. Știți care este problema? Și asta mi-am dat seama cu privire la mine. Ne autoflagelăm așa, foarte balcanic. Dom'le, nu ne rugăm. De bucată de vreme, eu vorbesc în primul rând de mine, nu ne mai rugăm sau ne rugăm foarte puțin. Și căutăm așa un fel de cheia succesului în rugăciune. Da? Sau o carte, o broșurică, să fie mică, da? Mică A7 sau da, foarte mică, foarte subțire, în care să găsim cheia succesului pentru o rugăciune biruitoare. Sau chestiuni din genul ăsta. Dacă vreți cărți din astea, le găsiți la Kerigma, la nu mai știu ce edituri din astea care scriu cărți și traduc cărți pentru bani. Problema este, și eu cred că cheia pentru o rugăciune biruitoare este să te rogi. Cel mai bine se învață rugăciunea rugându-te, nu din cărți. Nu din cărți, rugându-te. Pur și simplu, vezi ce spune Sfânta Scriptură despre voia lui Dumnezeu, despre prioritățile Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre ce vrea El pentru noi și începi să te rogi. Pur și simplu, începi să te rogi. Rugăciunea se învață rugându-te. Așa se învață rugăciunea, da? Deci primul sfat practic este să te rogi. Adică, dacă ai citit o carte despre rugăciune, este o carte bună despre rugăciune dacă autorul îți spune de la bun început, acum închide cartea asta pe prima pagină și apucă-te și te roagă. Ai o carte bună despre rugăciune. Dar dacă el îți spune, hei, fii atent, trebuie să citești, mergi până la capăt, citește tot, că altfel n-ai să descoperi secretul rugăciunii, e o carte proastă, poți să o arunci pe foc. Da? Cheia rugăciunii este roagă-te. Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm. Ia rugăciunea ca un lucru care trebuie să existe în viața noastră, ca și respirația. Ca și respirația. Ce-i mai natural decât atunci când Dumnezeu te-a câștigat, te-a cucerit, te-a mântuit, să-i te adresezi lui Dumnezeu? Ce mai natural decât atâta? Ce mai natural decât atâta? Decât să vorbești cu Dumnezeu, da? În al doilea rând, acum chiar ăsta este un sfat foarte practic, roagă-te constant în timpul zilei. Oricât de bun ar fi obiceiul de a avea momente fixe de rugăciune, de exemplu dimineața sau seara, da, înainte dimineața, când nu s-au trezit copiii și nu mai, sau trebuie să te duci la muncă, te trezi prea târziu, nu mai poți să te rogi și așa mai departe. Am găsit foarte util acest obicei de a te ruga în timpul zilei. La ce mă refer? Am câțiva prieteni care fac lucrul ăsta. Mă sună, am cel puțin vreo doi prieteni, nu închide telefonul până nu se roagă cu mine la telefon. Când au vorbit cu mine, îi împărtășesc anumite situații, anumite probleme, el se roagă cu mine la telefon. Și mi s-a părut un obicei extraordinar de frumos. Din cauza următorului fapt, într-adevăr, avantajul de a te ruga disciplinat în fiecare zi dimineața, de exemplu, sau seara, avantajul este că te vei ruga oricum, da, dacă ți-ai făcut o disciplină din asta. Avantajul a te ruga în tot cursul zilei, de exemplu, te-ai rugat un minut acum, te-ai rugat două minute când te-ai întâlnit cu fratele Ciprian, sau te-ai rugat încă un minut când te-ai întâlnit cu un alt frate sau cu altcineva care ți-a spus o problemă în timp ce te sui în mașină, chiar atâta de simplu e rugăciunea. În timp ce te-ai suit în mașină, începi să te rogi. Doamne, uite, am vorbit cu fratele Mihai despre problema asta, cu fratele Ciprian, sau m-am întâlnit cu o persoană, Doamne, și am spus următoarele lucruri. Te rog, cercetează-o, fă ca cuvintele astea pe care le-am spus,
nicăieri în Biblie nu găsiți că Dumnezeu spune: hei, trebuie să iei o poziție, să te pui în genunchi, să închizi ochii, să pui capul într-o parte și să ții mâinile așa la Doamne, Doamne. Nu! Când te-ai suit în mașină, te poți ruga. Când te-ai depărtat de cineva și mergi pe trotuar, te poți ruga. Când ești la muncă, la birou, te avertizezi că dacă lucrezi într-o firmă la fratele Mihai, el nu o să spune: hei, n-ai voie să te rogi în timpul lucrului. Nu! Și chiar dacă ți se spune asta, tu tot te poți ruga în timpul lucrului, în timp ce tastezi sau în timp ce învârzi niște acte. Da? Avantajul este că în timpul zilei, când ne întâlnim cu anumite persoane sau auzim anumite cauze sau anumite lucruri care necesită intervenția lui Dumnezeu și aproape tot necesită intervenția lui Dumnezeu, da? Te poți ruga atunci și îți dai seama că, da, ai fi putut să te rogi 15 minute dimineața, dar ești mai câștigat dacă ziua ta este presărată cu mai multe momente de rugăciune. Începe să faceți lucrul acesta. Este foarte simplu. Să se pare poate greu până când începi să-l faci și devine un obicei din viața ta, da? Dacă ești casnic sau... E foarte simplu la un moment dat de făcut, da? În timp ce speli vase. Eu vă spun, în cele mai ciudate situații, ascult predici sau mă rog și una zice: oh, chiar în momentul ăla? Da, chiar în momentul ăla. Când mergi cu mașina, când speli vasele, o grămadă de alte lucruri. Poți să faci lucrul acesta, da? S-a promovat o perioadă foarte lungă de timp și eu cred că asta e genul de rugăciune mistică. Asta e mistică, ezoterică. Trebuie să fii, să cobori cumva în tine însuți, într-o liniște profundă a ființei tale, să nu se audă un bâzit. Dacă s-a auzit că învârte coolerul de la laptop, gata, a plecat duhul rugăciunii. Nu, eu nu cred așa ceva. Deci nu cred în chestiunea aia, da? Cred că rugăciunea trebuie să fie un lucru constant. Deci, roagă-te constant în timpul zilei. Că ești la lucru, că ești, mergi pe trotuar, că te-ai dus într-un magazin, că te-ai întâlnit cu cineva și tu ai spus un lucru și ai mai găsit un lucru legat de lucrul ăsta, un lucru foarte util, roagă-te atunci. Noi din politețe spunem la foarte multe persoane: sora Margareta, o să mă rog pentru tine. După ce ai terminat de vorbit cu ea, roagă-te atunci pentru ea. De ce să aștepți tu până seara? Că poți să te rogi atunci pentru ea, da? Mi-a spus cineva o problemă: uite, o să mă rog pentru tine. Când ai închis telefonul, roagă-te atunci sau roagă-te cu el la telefon. Da? E foarte util lucrul ăla. Fă lucrul ăla imediat atunci. Da? Roagă-te acum, aici, nu altă dată. Al treilea principiu pe care vreau să-l subliniez. Deci primul principiu practic este să te rogi. Al doilea principiu este să te rogi constant în timpul zilei. Al treilea principiu este să te rogi Scriptura. Este o carte scrisă de un puritan, roagă-te Biblia. Nu mai știu despre ce e cartea aia, dar titlul e sugestiv, este foarte frumos, pentru că reprezintă ideea exegetică a unui text din Sfânta Scriptură. Roagă-te Biblia. Vă provoc acum să-mi spuneți, care text din Sfânta Scriptură prezintă exact lucrul ăsta? Să ne rugăm Sfânta Scriptură. Vă vine minte? Acum, traducerea noastră, Cornelescu, nu prea ne ajută. E drept, vă spun eu, care e Efeseni, capitolul 6, versetul 17, care spune așa: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e un imperativ. Luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și următorul verb este un gerunziu în limba română, dar un participiu în limba greacă. Luați cuvântul lui Dumnezeu făcând în toată vremea prin Duhul rugăciuni. Deci el spune, ia cuvântul rugându-te. Deci el nu spune să iei cuvântul și să faci dogme din cuvânt, doctrine din cuvânt, teorii din cuvânt, să predici cuvântul ăsta, toate trebuie să le facem. Deci el spune, ia cuvântul rugându-te, ce să te rogi? Păi să te rogi cuvântul care l-ai luat. Da? Și ăsta este cel mai sigur mod de a avea rugăciuni ascultate, este să te rogi Sfânta Scriptură. O practică utilă ar fi, de exemplu, să luați psalmii din Sfânta Scriptură, da, care au teme diferite psalmii. Citești un psalm sau citești în fiecare zi un psalm, dacă ai timpul tău devoțional, timpul tău cu Dumnezeu, să citești un psalm și să te rogi pe baza psalmului respectiv. Și sigur că într-un an de zile sau în câteva luni de zile vei trece prin absolut toate subiectele și toate stările posibile și imposibile prin care poate să treacă într-un un om. Pentru absolut toate lucrurile te vei ruga, da? Te uiți, te rogi lui Dumnezeu, studiezi psalmul acela, îți dai timp ca să-l studiezi și te rogi pentru voia lui Dumnezeu descoperită în textul acela. Nu doar psalm, epistole, orice altceva, da? Vă dau aleatoriu, deschid aleatoriu, dau o pagină apoi în Efeseni. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Ascultați. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Ăsta e versetul care l-am astăzi. Mă rog lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Știu că mă mâni în relația cu soția, în relația cu copiii, mă mâni la lucru, mă mâni la volan, mă mâni nu știu unde. Încep să mă rog pentru mânie, da? Asta e voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu? Oare care ar fi subiectele rugăciune? Ăsta care l-ai citit azi. Mâine citești versetul 28. Cine fura să nu mai fure?
Oh, am dat niște semnături false, am făcut niște declarații false. Nu mi-am declarat nu știu ce impozit. Mă pocăiesc de lucrul ăsta, pentru asta mă rog. Nu mi-mi... Doamne, descoperă-mi tu, care o fi voia ta? Aici este voia ta. Următor, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Nu avem noi motive de rugăciune. E așa de tainică voia lui Dumnezeu, e așa de cifrat. Disciplina de rugăciune e așa de cifrată, e așa de greu, de greu, domnule, de practicat rugăciunea asta. Dacă mi-ai dat niște chei, uite cheia. Nu mai fura și roagă-te pentru asta. Nu te mânia și roagă-te pentru asta. Să nu-ți iasă niciun cuvânt stricat din gură și roagă-te pentru asta. Și așa mai departe, orice verset pe care l-ai luat este un motiv de rugăciune. Roagă-te Sfânta Scriptură. E cel mai sigur mod să știi că te rogi după voia lui Dumnezeu și că îți vor fi ascultate rugăciunile. Nu? Roagă-te Sfânta Scriptură. 4. Roagă-te pe temelia Evangheliei. Roagă-te pe temelia Evangheliei. Am auzit unele rugăciuni, nu neapărat în locul acesta, unele rugăciuni în care oamenii cer o grămadă de lucruri aberante, pentru că în timp ce au început să roage, au negat Evanghelia. De exemplu, dacă eu m-aș ruga, noi aveam o soră la noi la Fălceni care totdeauna făcea rugăciunea păcătosului. De fiecare dată. Doamne, te rog să intri în viața mea, te primesc ca Domnul și Mântuitor și așa mai departe. Dacă eu m-aș ruga acum, Doamne, fă-mă copilul tău. Asta este o rugăciune greșită. Oricât de pierdut m-aș simți eu, da? Oricât de departe de Dumnezeu m-aș simți. Oricât de întrerupt aș simți că e părtășia mea cu Dumnezeu. Oricât de răceală aș simți părtășia mea cu Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și voi fi pentru totdeauna. A mă ruga să mă facă Dumnezeu copilul lui este greșit. Ce am atacat când am făcut eu rugăciunea asta? Doamne, fă-mă copilul tău. Ce am atacat? Evanghelia. Eu prin Evanghelie sunt făcut copilul lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Dacă m-aș ruga lui Dumnezeu să mă îndreptățească, dacă m-aș ruga lui Dumnezeu să mă nască din nou, sunt o grămadă de cântări care, prin care credincioșii care le cântă cer lui Dumnezeu să-i înnoiască, să le dea o inimă nouă. A făcut deja lucrurile acestea, da? Cu alte cuvinte, o grămadă de cereri, o grămadă de cereri și atitudini greșite pur și simplu ar dispărea din rugăciunile noastre prin simplu fapt de a conștientiza Evanghelia. Eu cred că este necesar, în timp, înainte să mă rog, să conștientizez cine sunt eu. De aceea rugăciunea Tatăl nostru începe cu expresia Tatăl nostru. El este deja Tatăl nostru. Cum este El Tatăl nostru? În expresia Tatăl nostru este înglobată Evanghelia. Dumnezeu nu-i Tatăl meu, Satana e Tatăl meu. Eu așa mă nasc, Satana e Tatăl meu. Sunt din fire copiii mâniei. Suntem din fire copiii mâniei. Da, voi aveți de tată pe diavol, spune Domnul Iisus. Dar ucenicilor îi spune că Dumnezeu e Tatăl lor. Cum e Dumnezeu Tatăl nostru? Păi temelia rugăciunii este faptul că eu, un dușman al lui Dumnezeu, am fost împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Cum? El a murit pentru păcatele mele. El a ispășit toate păcatele mele. Și din dușmanul lui Dumnezeu am devenit copilul lui Dumnezeu. Eu așa mă rog lui Dumnezeu. Nu ca la o ființă, un Dumnezeu atotputernic, distant, care ar putea să mă facă praf și pulbere. Nu! Eu nu mai văd pe Dumnezeu în felul acesta. Eu nu mai văd pe Dumnezeu prin lentilele legii lui Dumnezeu care mă condamnă și mă arată că-s vinovat. Eu îl văd pe Dumnezeu în temelia Evangheliei. De fiecare dată când mă rog, baza rugăciunii, temelia rugăciunii, izvorul nesecat, subteran, al vieții mele și al vieții mele de rugăciune este Evanghelia. Sângele Domnului Iisus Hristos. Pe baza acelui lucru mă rog eu. Altfel Dumnezeu nu te-ar asculta. Dumnezeu nu are cum să te asculte. Dumnezeu ar vedea, uite un păgân care îmi cere să-l ascult în timp ce el nu s-a împăcat cu mine și n-a rezolvat prima problemă din viața lui. Uite un creștin care s-o aleagă ca un păgân, pentru că nu conștientizează temelia Evangheliei vieții sale și jertfa Domnului Iisus Hristos, în care e iertat, îndreptățit, înnoit pentru totdeauna. Și cere niște lucruri aberante și vine, ascultați-mă, putem să negăm Evanghelia cu atitudinile noastre în rugăciune. Dacă eu vin la Dumnezeu și cerșesc la Dumnezeu și în inima mea, deși spun Tatăl nostru, eu îl văd pe Dumnezeu ca un tiran sau îl văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu atotputernic, furios, distant față de mine. Pentru că eu sunt un nenorocit, un păcătos nenorocit, deși sunt născut din nou, eu prin atitudinile mele neg Evanghelia. Și Dumnezeu, dacă ar vrea, spune, atitudinea de frică, de teroare, de dubii, de necredință pe care o ai tu, este atitudinea unui necredincios. Tu negi prin atitudinile tale jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea conștientiza Evanghelia de fiecare dată când ne rugăm, este fundamental. Pentru asta găsesc foarte util, foarte util, foarte utilă ordinea liturgică de duminică dimineața. Foarte utilă. Că există un moment de preamărire a lui Dumnezeu, există un moment de mărturisire a păcatelor și există un moment de afirmare a iertării. Fundamental. Este esențial ce facem. Asta creează o atmosferă și o atitudine evanghelică. Da? Mă refer la Evanghelie, da? În inimile noastre. Prin simplu fapt că chiar prin ordinea
rugăciunilor noastre vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este fundamental să ne intre în sânge lucrul ăsta, da? Să ne intre în sânge lucrul ăsta. Eu mă rog pe temelia jertfei Domnului Iisus Hristos, prin care sunt împăcat, îndreptățit, răscumpărat, iertat pentru totdeauna. 5. Roagă-te cu și pentru o inimă predată. Roagă-te cu și pentru o inimă predată. Și găsesc foarte util lucrul acesta. Găsesc fundamental. Găsesc fundamental. Dumnezeu nu ne va da, Dumnezeu nu va da niciun lucru unui om care nu are inima predată lui Dumnezeu. Esența, haideți să o luăm de la capăt. Esența, care este esența convertirii? Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu a promovat niciodată doctrina asta foarte ieftină a mântuirii. Dacă vrea cineva să vină după mine, eu am aici registrul bisericii. Abia aștept să veniți. Vă botezați și vă trec în registru. Domnul Iisus nu a spus așa. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Asta e predare totală. Să nu mai aibă gândurile lui, planurile lui, valorile lui, standardele lui, lumea lui, lucrurile lui. Și Domnul face niște, pune niște condiții șocante. Doamne, să mă duc să mă îngrop tatăl. Nu! Doamne, am o problemă cu fratele meu. Uită de ea! Împărăția lui Dumnezeu nu stă în lucrul ăsta. Și ai impresia la un moment dat cu oamenii zic niște lucruri legitime. Domnul spune, nu, predă totul, jertfește totul, uită de tot. Uită de absolut de tot. Să predau și lucrul acesta care este adevărat în convertire trebuie să se repete pe tot parcursul vieții noastre. Pentru că după ce Dumnezeu ne mântuiește, după ce ne-am convertit, începem din nou să ne atașăm de lucruri într-un mod păcătos. De oameni, de lucruri, nu rele. Și începem să le posedăm într-un mod păcătos. Și cerem lui Dumnezeu lucruri, ascultați, cerem lui Dumnezeu lucruri care s-ar putea să fie bune, dar le cerem pentru că nu avem inima predată lui Dumnezeu. Și eu trebuie să am să vă dau câteva exemple. Da? Vă dau câteva exemple. Vreau să-mi cumpăr o mașină. O altă mașină. Vreau să-mi cumpăr o altă mașină. Asta e un caz exact din viața mea. Vreau să-mi cumpăr o altă mașină. Dar vreau să-mi cumpăr o altă mașină și cer lui Dumnezeu să mă ajute să-mi cumpăr o mașină. Știți de ce? Că-s frustrat. Sătul de banii pe care am băgat în ea. Cum e bine să-ți dorești o mașină să mai bagi bani în ea, nu? Mai pierzi vremea la mecanic. Acum că mașina aia rea, stricată sau care și așa mai departe avea anumite defecte, îmi scotea afară, pulveriza afară într-un mod evident anumite porniri nebunești, firești ale inimii mele. Și Dumnezeu mi-a ținut-o. Mai mult timp. Ca să văd în toată monstruozitatea firea pământească a unui om născut din nou. Acum voia lui Dumnezeu s-a arătat că a fost să-mi schimb mașina. Dar motivul pentru care eu ceream schimbarea mașinii nu era unul corect. Da? Starea, atitudinea în care eu vreau lucrul ăsta. Și momentul în care Dumnezeu ascultă pe un copil al lui într-o rugăciune bună, este momentul în care omul acela predă lui Dumnezeu acel lucru și spune, Doamne, dacă Tu vrei să rămână lucrurile așa, eu vreau să fiu un om pocăit, eu vreau să fiu un om care să mă compor ca un om pocăit și te las pe Tine să decizi cum vrei Tu în situația asta. Asta este dorința mea. Dar eu îți predau ție lucrul ăsta. Și îmi dezlipesc inima de lucrul respectiv, da? Scot idolul ăla din viața mea. Eu, un om credincios care am ajuns să idolatrizez un hârb, o tablă, am ajuns să idolatrizez lucrul ăla. Sau am ajuns să idolatrizez un copil. Încerci să-ți duci copilul, zici, oh, noi suntem oameni pocăiți, suntem într-o familie de oameni credincioși, cu siguranță copiii ăștia o să crească excelent. Nu e să vezi că copiii ăia o să, să se manifeste ca niște păgâni câteodată. Deci au crescut în familii de credincioși. Și auzi de alte familii în care copiii noștri sunt extraordinari, copiii noștri sunt, poartă nu știu cum. Și ajungi la momente, și vă spun personal, de criză profundă, când în toiul nopții nu mai poți dormi și să spui, Doamne, pruncul ăsta are 2 ani de zile, nu mai știu ce să fac cu el. Vrea Dumnezeu să-l crești după voia lui? Cu siguranță că vrea Dumnezeu lucrul acesta. Dar tu ai făcut din copilul tău un idol. S-ai făcut un idol din creșterea copilului tău. Și nu-l vezi pe Dumnezeu ca o parte fundamentală în creșterea copilului tău. Și ajungi un moment în care spui, Doamne, îți aduc idolașul ăsta frumos, îngerașul ăsta, care se poartă ca un păgân și ți-l dau ție. Eu de azi înainte îl pun în mâinile tale, vreau să fac ce-mi ceri tu, dar las lucrul ăsta în mâinile tale. Este o rupere în lăuntru nostru care se întâmplă în momentul în care predăm lucrul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă, să știți, cu locul de muncă, cu soția, cu copiii, cu banii, cu o vacanță. Te-ai pus niște bani deoparte ca să te duci într-o vacanță. Și sper din toată inima să nu se întâmple nimica până vine vacanța să te poți duce în vacanță.
Și Dumnezeu știe, pentru că n-ai făcut lucrul ăla și n-ai gândit lucrul ăla în termenii lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu nu este cel care definește chiar și vacanța aia ta, care nu e real. Tu te dai acasă, nu-i asta o problemă. Da? Dar ai făcut un idolaș de el. Dumnezeu se atinge și chiar înainte de vacanța ta te duci și a dat toți banii în spital. S-a dat toți banii în mașină. S-a stricat vacanța. A vrut Dumnezeu să strice vacanța? Da, a vrut să o strice. Altă dată Dumnezeu te lasă să te duci în vacanță, să te bucuri de vacanța ta. Ce vreau să spun este lucrul acesta. Când facem rugăciuni, orice fel de rugăciuni, eu trebuie să vin cu o inimă predată lui Dumnezeu, predată lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că eu îl voi lăsa pe Dumnezeu, da? Dumnezeu oricum să facă, spun lăsa în ghilimele, da? Accept ca Dumnezeu să facă orice cu lucrul respectiv, da? Eu îmi fac anumite planuri, eu vreau să meargă viața într-un anume fel, dar Dumnezeu este factorul definitoriu. Dacă nu vin cu inimă predată, mă rog degeaba, să știți. Dacă eu cred că Dumnezeu este un tonomat în care am băgat fisa să... Trebuie să-mi vină banii pentru asta. Trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Trebuie să meargă lucrurile în felul acesta. Mă înșel, Dumnezeu nu funcționează așa cu noi. Dumnezeu nu este o mașinărie atotputernică în care băga fisa și curg lucrurile pe care le dorim noi, da? Trebuie să mă rog cu o inimă predată. Vin înaintea lui Dumnezeu cu un domeniu, cu o persoană, cu un lucru, cu o acțiune, cu un eveniment și spun, Doamne, eu așa aș vrea să se întâmple lucrurile, îți gata să-mi schimb concepția după cuvântul tău și îți gata să las ca lucrul ăsta să aibă loc în suveranitatea ta după cum dorești tu, nu după cum vreau eu. Da? Să vii cu o inimă predată și când lucrurile nu o să meargă cum vrei tu, zici, Doamne, asta e voia ta suverană. E mai bine așa. Când lucrurile o să meargă mai bine decât vrei tu, o să spui, bine că Dumnezeu a făcut cum a vrut El. Da? Dar fiindcă inima ta a fost predată. Dacă nu, vei sfârși în frustrare, în amărăciune și vei pune întrebarea. Dar de ce să mă mai rog? Problema nu este suveranitatea lui Dumnezeu. De ce să mă rog dacă Dumnezeu e suveran și are un plan? Nu asta e problema. Problema este că ești frustrat că Dumnezeu dă cu planurile tale de pământ. De asta nu te rogi. Nu că Dumnezeu e suveran. Oamenii spun, a, dacă Dumnezeu e suveran, de ce să mă rog? Nu asta e problema oamenilor. Ascultați-mă, asta este o șmecherie, este o înșelăciune. Nu asta e problema oamenilor. Că Dumnezeu are un plan și oricum o să întâmple lucrurile cum vrea Dumnezeu. Nu asta este problema oamenilor. Problema oamenilor este că nu și-au predat eu, nu și-au predat sinele înaintea lui Dumnezeu, n-au făcut un obicei din asta, l-au condiționat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a ascultat. Pentru că sunt niște idolatri. Și atunci au inventat chestiunea asta, Dumnezeu e suveran, oricum o să facă ce vrea El. Nu asta e problema. Ci o inimă nepredată lui Dumnezeu. Asta este problema. Să știți, asta este problema, vă spun din experiență. 6. Roagă-te acceptând prioritățile lui Dumnezeu. Eu cred că o mare parte din creștinătate, cea mai mare parte din creștinătate care se roagă, nu vorbim de cei care nu se roagă, că nu se aplică la ei lucrul ăsta, da? Cea mai mare parte din creștinătate care se roagă, nu s-ar mai ruga dacă ar înțelege și ar accepta prioritățile lui Dumnezeu. Nu s-ar mai ruga. Dumnezeu spune, fii atent. Prioritățile mele sunt următoare. Luați-mă rugăciunea Tatăl nostru. Da? Tatăl nostru care ești în cerul. Spuneți. Sfințească numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta. Da? La nivel personal, familia mea, în biserica mea. Cam asta ar trebui să fie rugăciunea mea. Următoarele. Așa. Următoarea cerință. Pâinea noastră. Cât? Nu o chirie de 700 de euro, un apartament super fancy. Nu să mă duc la mall să-mi cumpăr eu pentru mine și pentru pruncii mei și pentru nevastă mea haine foarte grozave. Nu asta. Păi cum să mă duc eu, domnule, să mă duc eu cu hainele astea în public? Nu pentru asta spuneți. Să mă rog numai pentru pâine. Câți credeți că... Câți oameni nu folosesc rugăciunea ca să verse în rugăciune toate poftele lor firești? Ce mai mulți oameni nu s-ar mai ruga, să știți. Nu s-ar mai ruga dacă ar înțelege prioritățile lui Dumnezeu. Prin asta nu spun, eu sper că am lămurit lucrul ăsta și mai înainte, că Dumnezeu nu ne face atâtea favori. Eu sunt uimit. Sunt uimit de belșugul pe care Dumnezeu ne-l dă fiecăruia dintre noi. Sunt uimit de lucrul acesta. Dar să înțelegem că rugăciunea este o modalitate prin care Dumnezeu ne dă nouă privilegiu și harul de a-L experimenta pe El după voia Lui, după planul Lui, după prioritățile Lui, după agenda Lui. Eu nu vin cu agenda mea la Dumnezeu. Doamne, asta e agenda mea personală. Pompează! Dă-i tare, că tu ai putere, ai, știi, poți să faci lucrul ăsta. Hai, de asta mă rog. Nu merge așa. Da? Eu mă rog acceptând prioritățile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, agenda lui Dumnezeu. Este fundamental lucrul acesta. Dacă inima mea n-a acceptat lucrul acesta și mă rog, mă voi ruga greșit, mă voi ruga păcătos. Dacă n-am acceptat prioritățile lui Dumnezeu. Și da, dacă mă întrebați, da, am voie să mă rog pentru lucruri care
Nu-s neapărat prioritățile lui Dumnezeu. Mașina mea de 12.000 de euro nu e o prioritate a lui Dumnezeu în Biblie. N-am găsit nicăieri în Biblie că asta e prioritatea lui Dumnezeu. Poți să mă rog pentru asta? Da, poți să mă rog. Dar mă rog cu o inimă predată și cu o inimă care e gata să accepte că Dumnezeu îmi ia hârbola și îmi dă altul mai rău. Da, mă rog cu o inimă predată lui Dumnezeu. Poți să te rogi pentru lucrul ăla, dar mă rog cu o inimă predată lui Dumnezeu. Înțelegând, niciodată prioritatea lui Dumnezeu n-a fost să merg cu o mașină din 2014. Niciodată n-a fost asta prioritatea lui Dumnezeu. Ce e asta pentru mine? E o binecuvântare extraordinară, fantastică, care vine din bunătatea lui. N-am nicio explicație. N-am explicație pentru chestiunea asta. Înțelegeți? Pentru că am acceptat prioritățile. Doar așa îi vei mulțumi lui Dumnezeu. Zici, bine că Dumnezeu... Bine că Dumnezeu a răspuns și mi-a dat mașina asta, că începeam să pun sub semnul întrebării bunătatea lui. Ești un nebun dacă gândești așa. Ești un nebun, n-ai înțeles nimica din Dumnezeu, din planul lui, din prioritățile lui, din agenda lui. N-ai înțeles absolut nimica. Dar în momentul în care înțelegi prioritățile lui Dumnezeu pentru viața ta, Dumnezeu mi-a dat mai mult decât o pâine. Dumnezeu mi-a dat într-un mod inimaginabil atât de multe lucruri care depășesc tot ce am cerut eu vreodată lui Dumnezeu. De ce a făcut el asta? Pentru că este extraordinar de bun. Are har, are milă, are îndurare. Nu există nicio altfel de explicație, da? 7. Roagă-te înțelegând scopul rugăciunii. Și ascultați-mă, rugăciunea nu este o metodă de a schimba lucrurile. Rugăciunea nu este o metodă de a schimba pe Dumnezeu. Rugăciunea nu este o metodă de a schimba planurile lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este o metodă de a schimba lumea. O grămadă de bani se fac cu cărți care promit chestiunile astea. Cum să-L schimb pe Dumnezeu? Cum să schimb voia Lui? Cum să schimb planul Dumnezeu pentru viața ta? Cum să schimb lumea prin rugăciune? Povești nemuritoare. Bla, bla. Cărți prin care se fac bani. Asta e tot. Inflamează ego. Eu îl schimb pe Dumnezeu. Eu fac pământul să învârtă mai repede, domnule. Eu schimb gravitația. Eu fai prin rugăciune ce fac. Dumnezeu o schimbe totul pentru mine. Ce grozav mă simt. Un Dumnezeu atotputernic care îi execută. E la degetul meu mic. Nu există așa ceva. Dacă vrei să trăiești cu iluziile astea, n-ai decât te afli într-o idolatrie monstruoasă. Monstruoasă. E o perspectivă monstruoasă despre Dumnezeu. Dumnezeu e atotputernic, poate să facă orice. Noroc că exist eu ca să-L sfătuiesc pe Dumnezeu ce să facă. Păi imaginează ce se întâmplă dacă cineva cere opusul a ce spui tu. Poate sunt câteva milioane, zeci de milioane de oameni în lumea aceasta care îi cere lui Dumnezeu lucruri care se bat cap în cap. Numai doi oameni, dacă ar cere două lucruri contrare, Dumnezeu trebuie să refuze pe unul dintre ei. Păi sunt milioane de oameni care se roagă. Vă imaginați că Dumnezeu spune, sunt într-o confuzie, toți sunt copiii mei, ce să fac? Nu mai știu ce să fac. Că eu mi-am luat pe toți sfătuitori, nu știam ce să fac. Mi-am rânduit planul după rugăciunile lor și acum nu mai știu ce să fac. Ce greșeală am făcut când am spus că o să le ascult toate rugăciunile. Nu există așa, Dumnezeu nu are confuziile astea. Nu are momente de cumpănă Dumnezeu. Nu acesta este scopul rugăciunii. Scopul rugăciunii este felul în care noi experimentăm persoana, planul și puterea lui Dumnezeu, da? Valoarea rugăciunii nu stă în faptul că noi îl schimbăm pe Dumnezeu, ci că El ne schimbă pe noi. În timp ce mă rog lui Dumnezeu, experimentez puterea și prezența lui Dumnezeu nu în faptul că Dumnezeu schimbă lumea, ci că Dumnezeu mă schimbă pe mine. Da? Ăsta e cel mai miraculos lucru. De exemplu, dacă eu aș cere lui Dumnezeu acum, haideți să vă spun, dacă aș cere lui Dumnezeu acum o casă de 250.000 de euro, cea mai grozavă casă din județul Sălaj. Știți care ar fi lucru mai... Și inima mea e prinsă atât de tare. Vreau casa asta. Și am imaginat și îmi imaginez cât de frumos o să fie și cât de grozav o să ne simțim în casa aceea. Și ce părtășie o să avem în living-ul ăla de 100 de metri pătrați. Și mi-aș imagina și aș sta și mi-aș măcina capul 2, 3, 4, 5 ani. Cum să fac bani să fac asta aceea. Și mă rog lui Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu. Știți care ar fi cel mai mare miracol? Ca Dumnezeu să scoată dracul ăla și idolul ăla care a pus stăpânire pe mine. Aia a fost cel mai mare miracol. Dumnezeu spune, nu vei avea niciodată casa aia. Stai într-o garțonieră. Și o să zic, slavă ție, Doamne. Ăla e cel mai mare miracol. Nu credeți? Ăla e cel mai mare miracol. Nu că am schimbat eu cu Dumnezeu nu știu ce lucru și am transformat eu lumea, ci că Dumnezeu mi-a transformat mie o inimă nesfințită, idolatră, într-o inimă care seamănă mai mult cu chipul Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea, scopul rugăciunii este întâi de toate ca eu să experimentez prezența și puterea lui Dumnezeu. Dar nu să-L folosesc pe Dumnezeu. După sfaturile astea practice, nu știu dacă nu mai aveți chef să vă rugați. Da, eu sper că nu mai aveți chef să vă rugați rău și vreți să vă rugați bine. 8. Roagă-te conștient de starea personală și lupta spirituală. Lucrul acesta principiul acesta practic va fi înțeles în rugăciune, în mărturisirea păcatelor. Când începi să-ți mărturisești păcatele lui Dumnezeu
Și când îți vezi starea nenorocită, chiar tu, starea nenorocită, nu că ești despărțit de Dumnezeu sau că ești dușmanul Dumnezeu sau că ești copilul României, ci când te vezi cum ești tu din cauza păcatului, să vedeți că foarte multe cerințe pe care ne le punem dinainte, foarte multe dorințe, nu le mai aducem înaintea lui Dumnezeu. Îți dai seama că există lucruri mult mai importante decât cerințele pe care ți le-ai stabilit tu. Când Dumnezeu aduce prin lumina Duhului Sfânt realitatea stării noastre lăuntrice în fața ochilor noștri, multe lucruri pentru care ne-am fi rugat înainte să începem să ne rugăm, nu ne mai vom ruga pentru ele. Dar e importantă mărturisirea păcatelor în fiecare rugăciune. A cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne lumineze cu privire la care este starea noastră. Noi suntem încă în fire, noi suntem încă în lume, noi încă suntem ispitiți de diavolul, da? Și lucrul acesta este valabil în orice moment, în absolut orice moment. Suntem într-o luptă spirituală, lupta aceasta spirituală are efect asupra noastră. Și conștientizarea acestor lucruri este fundamentală. Este fundamentală în viața noastră. 9. Rugăciunea este mai mult o disciplină decât un impuls. Martin Lloyd-Jones spunea la un moment dat, într-o carte despre rugăciune, profită de toate momentele în care simți impulsul Duhului Sfânt de a te ruga. Și într-adevăr, atunci e cel mai ușor să te rogi, pentru că Duhul Sfânt te energizează, simți, experimentezi o energie, să spun, spirituală, duhovnicească, specială a Duhului Sfânt, da? Și Duhul lui Dumnezeu cu siguranță face lucrul acesta. Dar rugăciunea este mai mult o disciplină decât un impuls. Probabil că ar fi interesant un sondaj. Probabil că cei mai mulți dintre noi nu prea avem impulsuri să ne rugăm. Știm că trebuie să ne rugăm, dar nu avem impulsul de a ne ruga. Sau să pun altfel, nu avem chef să ne rugăm. Nu știu câți dintre noi am fi gata să recunoaștem, să ne ridicăm în picioare, să spunem, da, nu avem chef să ne rugăm, frate. Mărturisim, nu prea avem chef să ne rugăm în cămăruță, singuri. Nu prea avem chef să ne rugăm. Pentru că rugăciunea este mai mult o disciplină decât un impuls. Domnul Iisus nu spune, când ai impulsul să te rogi, du-te în cămăruță, închide ușa după tine și intră pe valul închinării. Nu asta spune Domnul Iisus. Domnul Iisus spune, intră în odăiță, închide ușa și roagă-te. Pentru că este o disciplină asta. Și citiți în viața Domnului Iisus că Domnul Iisus și-a făcut o disciplină din a se ruga. Avea Domnul motive să-și mărturisească păcatele? Nu. Nu. Avea Domnul porniri firești? Nu. Era Domnul confuz cu privire la ce trebuia să facă a doua zi? Nu. Avea Domnul orice fel de confuzie? Nu. Pentru ce avea disciplina rugăciunii Domnului Iisus Hristos? Răspundeți-vă dumneavoastră. Rugăciunea este o disciplină mai mult decât un impuls. Sunt foarte mulți factori. Din foarte multe puncte de vedere, rugăciunea nu este ușoară. Dar ea trebuie să existe. Ea nu este ușoară, dar ea trebuie să existe. La fel cum îți faci o disciplină să mănânci, câteodată n-ai chef să mănânci, sau copiii n-au chef să mănânce, sau nu vor să mănânce, sau sunt bolnavi și de asta nu mănâncă, tu știi că ei trebuie să mănânce și stai de capul lor ca să mănânce. La fel cum uneori n-ai chef să te duci la lucru, te duci la lucru că te că dacă ai propria ta afacere și vrei să o bagi în faliment, zici, nu mai duc vreun an la lucru, sau ai un administrator pe radio, de exemplu, da? Și zici, băi, ești mai liniștit. Dar oricum, în general, noi nu avem, așa că trebuie să ne ducem la muncă, nu? E o disciplină, îți faci o disciplină din asta, da? Și lucrurile vor rezulta din disciplina muncii, nu că ți-a plăcut. Ai să vezi că la sfârșitul lunii îți primești salariul nu pentru că ți-a plăcut să muncești, ci pentru că te-ai dus și ai muncit. Da? Și te vei bucura de banii pe care ai câștigat, că poți să-ți faci treburile tale, pentru că ai făcut o disciplină din a munci. Rugăciunea este o disciplină. Dacă și discutând noi între noi ne-am mai mărturisit faptul că, într-adevăr, a slăbit duhul acesta de rugăciune, este și un duh rău de rugăciune, o atitudine rea, un impuls, niște motivații rele a rugăciunei și de asta probabil a scăzut și cantitatea rugăciunii. Dar în multe situații, în multe cazuri, da? La multe persoane, a slăbit impulsul rugăciunii. Pentru că a fost motivat greșit și fiindcă a slăbit impulsul rugăciunii, noi avem impresia că am scăzut în viața de rugăciune. Nu! Pentru că am înțeles greșit rugăciunea. Rugăciunea este o disciplină. O fac pentru că trebuie făcută, trebuie să stau în părtășie cu Dumnezeu. 10. Roagă-te conștient de dependența ta absolută de Dumnezeu. Ăsta s-ar putea să fie cel mai practic lucru cu privire la rugăciune. Și lucrul acesta ne este arătat de, de Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6. La Matei se întreagă, este doar o dovadă pe care o folosesc pentru principiul acesta. Când Domnul Iisus Hristos spune pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ce vrea să spune Domnul? Ce vrea să spună Domnul Iisus? Când zice roagă-te pentru, chiar pentru pâine. Ce vrea să spună? Vrea să spună că nu-ți poți câștiga nici măcar pâinea. O pâine. Pentru azi nu ți-o poți câștiga fără Dumnezeu. Într-o asemenea dependență ne aflăm de Dumnezeu. Dacă înțelegem că ne aflăm într-o asemenea dependență de Dumnezeu, când ai două pâini în casă,
Zici, wow, Dumnezeu mi-a dat mai mult. Dumnezeu mi-a dat mai mult. Da? Ne aflăm într-o asemenea dependență de Dumnezeu. Eu nu pot să-mi câștig nici măcar o pâine ca să o pun pe masă. Cu atât mai mult nu pot să fac nimic din punct de vedere spiritual pentru viața mea. Și cu cât îmi conștientizez mai mult dependența de Dumnezeu, cu atât voi fi mai mult într-un duh de rugăciune. Voi fi cu atât mai mult într-un duh de rugăciune. Într-o stare de rugăciune. Abia atunci o să înțeleg ce a spus Apostolul Pavel când a spus rugați-vă neîncetat. El n-a spus cronologic să stai tot timpul numai să te rogi. Unii au zis, domnule, trebuie să mă rog 4, 5, 6 ore. Că așa spune să mă rog neîncetat. Și vreau să ajung cândva să mă rog 10 ore pe zi. Nu asta a vrut să spună Apostolul Pavel. Ci că pe parcursul vieții, cu cât vei înțelege mai mult dependența ta de Dumnezeu, cu atât vei fi conectat duhovnicește mai mult la Dumnezeu și te vei ruga mai mult la Dumnezeu și vei avea mai multe momente în care te vei adresa lui Dumnezeu. Așa că, a pune principiul acesta invers, opus, lipsa rugăciunii dovedește mândria, aroganța noastră, infatuarea noastră, încrederea noastră în propriile puteri. Oricât de calviniști am fi noi și ne-am lăuda noi cu doctrinele noastre calviniste, suntem total depravați fără Dumnezeu, suntem terminați. Numai harul lui irezistibil ne-ar putea să facem cel mai banal lucru din orice punct de vedere. Dacă nu te ragi, ești un mincinos. Tu nu ești niciun fel de calvinist. Ai o doctrină în cap, rugăciunea, viața ta de rugăciune dovedește că tu nu crezi absolut nimic din ce spui tu. Dacă tu crezi că nu poți rezolva nimic în ziua aceea din ce ți-ai pus în plan. Dacă tu crezi că nu poți să faci nimic din ce ți-a cerut Dumnezeu, nu de ce vrei tu? Fără să depinzi total de Dumnezeu. Dacă înțelegi lucrul ăsta și îl crezi și lucrul ăsta afectează inima ta. Nu spun că vei da 5 minute dimineața și pe aia uiți toată ziua de Dumnezeu. Super, am reușit să fac ziua asta ce mi-am propus pentru că m-a rugat 5 minute dimineața. Nu, la asta m-am referit. Ci că există o stare, da? O stare subterană a sufletului tău, care arată dependența ta de Dumnezeu, prin care tu, în duhul tău, ești aplicat către Dumnezeu. Recunoști înaintea lui Dumnezeu, Doamne, depind total de tine. Am nevoie de ajutorul tău în absolut orice lucru. Da? Rugăciunea noastră depinde de înțelegerea dependenței noastre absolute de Dumnezeu. Noi nu suntem dependenți de Dumnezeu. Ascultați-mă. Noi nu suntem doar dependenți de Dumnezeu. Noi suntem dependenți într-un mod absolut de Dumnezeu. Absolut. În absolut ce vă trece dumneavoastră prin cap. Eu mă gândesc, sunt dependent de Dumnezeu. Da, într-adevăr, n-aș putea anul ăsta să fac 200.000 de euro. Cred că numai 150.000, așa că am nevoie pentru ea 50.000 să mă rog lui Dumnezeu. Nu, tu nu poți face un leu anul ăsta fără Dumnezeu. În absolut orice domeniu din viața ta nu poți face nimic fără Dumnezeu. Tu nu te poți duce până în bucătărie să speli vasele fără Dumnezeu. Înțelegi ce vreau să spun? Noi suntem dependenți într-un mod absolut de Dumnezeu. În toate lucrurile. Dacă lucrul acesta începe să aibă un impact în viața ta, te vei ruga. Nu trebuie să spună cineva, ei, fii atent, îți dau un program ăsta mecanic pe care să-l aplici ca să te rogi. Asta poate să facă și un legalist și un fariseu. Ascultați-mă, asta poate să facă și un legalist și un fariseu. Noi nu asta vrem. Noi vrem un duh de rugăciune. Nu vrem să fim ca farisei, oh, dimineața la ora aia, la amiază la ora aia, ne-am rugat de 3 ori pe zi, că așa fac farisei. Poți să nu fii fariseu și să ai structura asta de rugăciune. Foarte bine să o ai. Nu asta e cel mai important lucru. Cel mai important lucru este să existe duhul de rugăciune. Da? Duhul de rugăciune. 11. Când te rogi, un principiu foarte important, conștientizează că Dumnezeu este aici. Nu știu dacă cu siguranță ați ascultat rugăciuni care v-au lăsat senzația următoare, că individul care face rugăciunea stă cumva parcă și scrie o scrisoare sau trimite un culet lui Dumnezeu și Dumnezeu undeva foarte departe. Și face o rugăciune așa foarte distantă față de Dumnezeu. Îi scrie lui Dumnezeu scrisoarea, dar știi că urmează să o împăturească, știi că urmează să o stropească așa cu puține mirodenii, cu tămâie, să o bage în plic, să dezineze niște inimioare, niște fluturași sau o cruce, să o pună în plic, să se ducă la poștă. Și cine știe când o ajunge la Dumnezeu. Dar el a făcut rugăciunea. Noi am făcut o rugăciune. Vom vedea, poate cel mai practic lucru cu privire la rugăciune este să înțelegi că Dumnezeu este aici. Lucrul ăsta te poate plonja direct în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Când eu conștientizez asta, trebuie să faci înainte. Dumnezeu este aici. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Și nu degeaba repetă Domnul Iisus Hristos când vorbește în Matei capitolul 6 despre rugăciune. El zice așa. Intră în nodăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care... Ascultați, verbul. Care... Este, conștientizează că El este acum aici. El acum mă aude, aici. El este ascuns. Și tatăl tău care vede acum în ascuns, îți va răsplăti. El este aici. Dumnezeu este aici. Nu este un lucru minunat? Nu este un lucru minunat? Nu trebuie să fac niciun fel de pregătire, niciun fel de
pseudo-yoga creștin în care îmi pregătesc sufletul să intru în prezența lui Dumnezeu. Scăpați de lucrurile astea. Fără să vrem, noi vorbim împotriva lor, dar s-ar putea încă să le târâim după noi, încă să ne apese, încă să ne afecteze. Vreau să... N-am simțit că m-a rugat, n-am simțit că am fost în duhul rugăciunii. Nu trebuie să simți nimica, că nici nu trebuie să închizi ochii. Când spui, Doamne, Tu ești aici, vreau să-ți adresez lucrul ăsta. Ești în prezența lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, Tu ești lipit de Dumnezeu, ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, ești în părtășie de dracu cu Dumnezeu. Ești în prezența lui Dumnezeu. Numai trebuie să procesezi lucrul ăsta, să conștientizezi lucrul ăsta. Dumnezeu este aici. Conștientizează că Dumnezeu este aici. Penultimul lucru, 12. Asta e foarte important. Nu contabiliza efectele rugăciunii în funcție de ceea ce observi. Nu contabiliza efectele rugăciunii în funcție de ceea ce observi. Știi de ce ne descurajăm să ne rugăm? De ce ne descurajăm să evangelizăm? De ce ne descurajăm noi predicatori uneori să predicăm? De ce descurajează fratele Mihai câteodată să păstorească? Pentru că nu vedem efectele rugăciunilor sau muncii noastre. Pentru că judecăm efectele lucrării noastre sau rugăciunii noastre în funcție de ceea ce noi observăm. Frați și surori, cea mai mare parte din lucrarea sfințirii trece neobservată. Este ca creșterea unui copil. Cel care crește pe copil nu prea își dă seama când copilul învață lucrurile. Dar după o perioadă de timp când se uite din punctul 1 în punctul 7, wow, ce s-a dezvoltat! Wow, câte a învățat! Pentru că trece neobservat. Așa este lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Cea mai mare parte din lucrarea lui nu este formată din momente supranaturale, miraculoase, izbitoare, spectaculoase înaintea ochilor noștri. Ele sunt miraculoase, sunt supranaturale, dar sunt tainice. Lucrarea sfințirii, care este cel mai mare miracol pe care îl face Dumnezeu după mântuire, este o lucrare tainică. V-am spus de mai multe ori, nu ni se aprinde un beculeț. Uite, acum Dumnezeu îți dă o dorință bună. Wow, ce fain, mă simt, am o dorință bună la Dumnezeu. Acum Dumnezeu te impulsionează să faci o faptă bună. Super, simt că Dumnezeu lucrează în viața mea. El lucrează non-stop în viața ta. Non-stop lucrează în viața ta. Prin simplu fapt că acum ești creștin și în secunda următoare ești creștin în continuare și că în secunda următoare tot ești creștin, asta este o lucrare activă, supranaturală, miraculoasă, o intervenție directă a lui Dumnezeu în viața ta. Da? Eu nu contabilizez efectele rugăciunii mele în funcție de ce observ eu, ci în funcție de ce mi-a promis Dumnezeu că face. El a promis că ascultă rugăciunile noastre. Uneori țipă la noi și ne spune, nu! Este un răspuns la rugăciune. Dumnezeu te-a ascultat. Dumnezeu nu mi-a răspuns la câteva rugăciuni până ziua de astăzi. Dumnezeu ți-a spus, din ziua în care ai făcut rugăciunea, Dumnezeu ți-a spus nu. Pentru că după aia ți-a descoperit din cuvântul Lui că nu-i voia Lui. Că nu-i voia Lui. Dumnezeu ți-a răspuns rugăciunii tale. Da? Dacă Dumnezeu te-a luminat între timp și ți-a arătat prin cuvânt, nu-i voia mea lucrul acela. Tu spui, da, dar totuși a rămas o rugăciune neascultată a lui Dumnezeu. Rugăciune făcută lui Dumnezeu și pe care El nu mi-a ascultat-o. Păi care a fost rugăciunea? Păi am avut o perioadă foarte grea cu soția și m-a rugat lui Dumnezeu să-mi dea altă nevastă. Și Dumnezeu nu m-a ascultat. Nu te-a ascultat. Dumnezeu te-a ascultat. S-a scos prostia aia din cap. Dumnezeu te-a ascultat. S-a ascultat rugăciunea. Nu, Dumnezeu te-a ascultat. Eu cred că toate rugăciunile copiilor lui Dumnezeu sunt ascultate. Toate, fără niciun fel de excepție. Acum nu mă bănuiți că am făcut rugăciunea aia, da? Bănuiți pe bărbații voștri în cel mai rău caz, în cel mai rău caz. Da? 12. De fapt, ultimul principiu. Ultimul principiu, mărturisește orice păcat evident. Mărturisește orice păcat evident. Sper să nu fie creat confuzia la un moment dat prin anumite lucruri pe care le-am spus despre mărturisirea păcatelor. Eu cred că nimeni nu-și poate mărturisi toate păcatele. Nimeni nu-și poate mărturisi toate păcatele. Însă, sunt păcate evidente. Păcate evidente pentru noi, păcate evidente pentru ceilalți pe care ei ni le comunică, păcate pe care Duhul Sfânt ni le aduce înaintea noastră, da? Și de care trebuie să ne pocăim. De asemenea, deși noi credem că mântuirea noastră nu se pierde când am făcut azi un păcat, că dacă se pierdea mântuirea când azi ai făcut un păcat, toți mai aveam mântuirea astăzi, da? Niciunul dintre dumneavoastră, indiferent ce ați spune, eu nu cred că mai erați mântuiți astăzi. Dacă mântuirea s-a pierdut din cauza unui păcat. Dar faptul că mântuirea nu se pierde nu înseamnă că nu pierzi nimic. Hai să vezi că părtășia ta cu Dumnezeu se răcește, se întrerupe, e afectată, ți-e mai greu să te apropii de Dumnezeu. Da? Ți se tocesc anumite simțuri spirituale. Sunt niște efecte ale păcatului nostru. Și ar trebui să vin de fiecare dată cu predispoziția asta în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-mi descopere orice păcat care l-ar împiedica pe El să mă asculte. Și să mărturisesc păcatul ăla înaintea lui Dumnezeu. Asta e predispoziția mea. Mă rog lui Dumnezeu, Doamne, mărturisesc
Și lucruri evidente pe care știu că le-am făcut astăzi. Am strigat atunci, n-am făcut asta atunci, astea sunt lucruri care îmi vin în minte, le mărturisesc înaintea ta, mă pocăiesc de ele, vreau să fiu transformat. Dar, Doamne, dacă mai există ceva care Tu vrei să-mi descoperi, eu vreau să-L mărturisesc, Doamne. Eu nu vreau să ascund nimica. Eu nu vreau să stea nimic între mine și Tine. Și citiți 1 Ioan capitolul 1, care face exact legăturile acestea foarte, foarte, foarte clar. Dacă zici că n-ai păcătuit, ești mincinos. Adevărul lui Dumnezeu nu este în tine. Îl faci mincinos pe Dumnezeu. Tu ai păcătuit. Tu ai păcat. Tu ai păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Lucruri extraordinare, știți care este? Dumnezeu nu spune, eu nu o să spun ce păcate ai făcut astăzi. Doamne, am fost într-o agonie și într-o fugă azi, într-o haos. Stau să mă gândesc, nu știu care e păcatul ăla. Mai este un păcat? Nu ți-l ai mărturisit. Dar care, Doamne, spune? Nu ți-l spun, Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Vă imaginați că așa face Dumnezeu. Dumnezeu îți va spune lucrurile acelea din viața ta care nu-ți cum trebuie. Dumnezeu ți le va spune. Dumnezeu ți le va spune. Aici, uitați-vă, se ia ca un lucru stabilit. Dacă ne mărturisim păcatele. E clar că îți mărturisești păcatele pe care le știi, nu? Și Dumnezeu le va aduce în mintea ta lucrurile acelea. El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu mai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Nu la voia întâmplării, așa începe 1 Ioan, epistola 1 Ioan. Dumnezeu este lumina, noi suntem copiii Lui, în El este, nu este întuneric. Când vine lumina în viața noastră, niciunul dintre noi nu va mai putea spune că nu avem păcat. Vorbește despre credincioși. Niciunul dintre noi. Când lumina lui Dumnezeu strălucește în viața copiilor Lui, niciunul dintre ei nu va spune că nu are păcat. Ce vor face ei? Păi ei se vor mărturisi. Vor apela la mijlocirea Domnului Iisus Hristos, care lucrează pe baza morții Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Și se va reîmprospăta părtășia noastră cu Dumnezeu. Da? Se va reîmprospăta părtășia noastră cu Dumnezeu. Sper în seara aceasta că aceste câteva cuvinte, câteva sfaturi practice vă vor fi folositoare și Dumnezeu să le aplice în viețile noastre și să ne stimuleze prin Duhul Sfânt să fim o biserică care se roagă. Amin.